Ingrid face sarei o cufură. Iată și rezultatul. Acum eu. Wow, ce cufură ți-a făcut ție, Ingrid. Salutare la toți. Astăzi mergem la distracție cu toții. Mergem să o distrăm pe Ingrid. Da, așa nu mergem. Da, altfel nu mergeam, dar așa avem acum motiv, suntem motivați. Mergem la cinema. Am luat cu noi, e foarte cald, 31 de grade, am luat cu noi și ochelarii 3D. Să nu cumpărăm acolo, să nu cheltuim bani. O pereche o să cumpărăm. Hai, fugim. E foarte cald. Ia-mi o gustavă. Iată, deja s-a mai făcut aici câte ceva. Deja e mai ușor să sărim peste... Op! Iată. Ai, Niki! Skibiri ua ba ba Skibiri ua ba 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 Skibiri. Mergem la întors pe dos. Vrem la un desen animat. Unde nu știu. Am luat popcorn, așteptăm și nachos și sucuri. Și intrăm. Am ales ultimul rând. Da. Noi așteptăm până la intrare, cât avem? Noi începem și mâncăm deja. Am ocupat locurile, deja și așteptăm. Nicolas e foarte nerăbdător. Iată și noi până când încă mâncăm. Iată. Sala e foarte mică, prima dată suntem aici. Și ne place foarte mult, da? Plecăm! Mai este un fermier, noi deja nu mai așteptăm, să fie zis că durează încă vreo 10 minute și noi plecăm. Da. Sofia cu Ingrid fac poze, adică Ingrid îi face poze Sofiei. Am ajuns și la grădina botanică, la plimbare, e foarte cald. Cred că e mai mult de 31 deja. Este foarte, foarte cald. Apoi mă uit și vă zic, câte grade sunt? Apoi mă uit. Ce se pare că e foarte cald. Apoi? 31. 31 pare mai mult. Pare mult mai mult. Alegem băuturile și cred că ne oprim aici la mojito și eu îmi iau pina colada. Sara și-a luat mojito, Niki tot mojito, Ingrid cu mojito și Sofia cu milkshake. Și eu aștept și pina colada, o să-mi aducă deja tata. Plimbăm, e foarte cald. Aici la umbră e cât de cât. E bine. Relax. Relax, da. Încă sunt jos, Niki. Haide să punem ceva rece, să punem. Da? Hai gheață, să punem. Nicolas a căzut de pe trotinetă. Îl doare, dar el foarte mult chiar când se lovește și puțin doar, plânge mai mult decât îl doare, de fapt. Acum, nu știu, doare, cred. Te doare tare? Te doare până o sânge, doare. Vom înghețată pentru Nicola, să zic că o să ia din durere dacă o să mănânce ceva rece. Și așteptăm acuș înghețată. Doar Nicola și Sara mănâncă înghețată, noi nu mai vrem nimic, ne-am răcorit. Niki? Sofia, hai aici. Gata, gata. Deja toți se relaxează aici, rațele pe lac. Și toți sunt aici la picnic.
Și Nicolas a plâns. Chiar îl doare, doare tare, pentru că plânge, periodic zice că îl doare tare, tare. Sara, mergem aici, pe stânga. Cărățușca și pe lac sunt multe, se încălzesc la soare, foarte multe. Sunt și aici, iată, le-a bat aproape de tot. Miau! Miau! Primul. Fierbem creveți astăzi. Ce buchet am eu aici? De la vecin. Dar vecinul e... Iată. Creveții. Și mâncăm. La noi acum, dacă se face drumul, toți își salvează cum pot tufele și tot ce pot. Deci... Și ieri el tăia această tufă de trandafir și mi-a dat mie flori. Foarte frumoase. Iată, gata, frumușei și gustoșei. Ne-am așezat la masă. Sunt foarte fierbinți. Poftă mare la toți! Mersi! Salutare! Salut! Suntem în a doua zi de distracții. Plecăm și astăzi să ne distrăm, să o distrăm și pe Inga. Pe Ingrid. Adică noi o numim Inga, de fapt numele ei este Ingrid. Cine o să stea în față? Ori eu, ori Sofia. Și astăzi e și mai cald decât ieri. Da, e. Dar noi mergem la un loc foarte răcoros, unde chiar e rece. Haideți cu noi să vedeți unde plecăm. Am ajuns la epoca de piatră. Sperăm să fie locuri, pentru că sunt foarte multe mașini aici în parcare, dar noi nu am rezervat nimic. Sperăm să ne meargă, suntem foarte frumoși. Și vrem la răcoare, pentru că acolo chiar e răcoare, chiar e rece. Mergem cu toții în gât pentru prima dată. Și Nicolas foarte nerăbdător, vezi și el la epoca de piatră. Îi place foarte mult aici. Da. Locuri afară sunt, dar afară eu nu vreau pe căldura asta. Da, da, da. Nu știu, nu știu. E foarte răcoare, ca într-un beci. Și e bine, foarte bine. Foarte răcoare și foarte bine. Aici cam mulți vin, cred că mai mult să se plimbe, da? Sper. Sper. Eu sunt la moment, eu așa mă liniștesc. Sper să se găsească masă și pentru noi. Deci suntem norocoși. Da. Unica masă, apropo, e rezervată, au scos rezervația pentru noi. Da. Înseamnă că nu a fost chiar atât de rezervată. Nu a fost. A fost, da? Da. Aha. Chiar s-a spus că este în 10 minute. A, ok. Deci, haideți, alegem cine și ce vrea. Deci chiar și se încălzește afară, e atât de cald, dar aici avem încălzire. Am comandat plăcinte la tigaie cu cartofi și cu jumere. Foarte gustoase, cele mai bune, după părerea noastră. Și iată, s-au trezit moldovencile. Moldoveanca din Ingrid s-a trezit. Ea vrea mămăligă cu tocăniță. Ea a plecat din Moldova. Сколько тебе было, когда ты уехала? Мама, 10 лет. Авя 10 ань, и это, видите, молдовянка, тот, ну, морен я, а куча София тот. И куча малой гугуца, тебя дух, да, Ники? Foarte delicios arată куча малой гугуца. И мулели, фетели ще олес муле, foarte фербинц. Ааа, фербинц де тот. Așa, o să ne spuneți cum sunt la gust, le-am acceptat destul de mult, dar sper că merită. Am mâncat foarte, foarte bine și acum plecăm într-o plimbare. Să dăm jos caloriile. Da? Aici e atât de rece, mi s-a făcut pielea de găină. Foarte, foarte, foarte frig.
Oh, cât de bine afară, e acum, e cald, e bine, să ne încălzim. Dar peste vreo 5 minute o să spunem, oh, ce cald. Nu, până când e foarte super. Da, da, până e foarte bine. Deodată Wi-Fi. Da, Wi-Fi, internet. Oh, nu prinde nimic. Hai. Am ajuns la Orheiul Vechi și aici este expoziția, dar este închisă încă. Iată, sunt niște figurine din metal, multe, foarte multe. Fetele fac poze, Sofia face poze pentru Instagramul ei. Ea a devenit activă pe Instagram. Da? Și tu nu, și tu nu ești activ. Dar Sofia postează stories, nu știu, deci, și poze pe Instagram-ul sau, deci ea duce, adică sub controlul nostru, evident. Dar, fata e mare, de aceea intrați, abonați-vă, lăsați niște comentarii, pentru că noi cu Sofia o să le citim neapărat. Așa, ce schimbări au apărut într-o lună. Sunt aici niște bănci, așa, originale, făcute. Vrem să ne odihnim foarte frumos. Așa, de-a lungul acestui drum, peste tot sunt bănci. Instagram. Am făcut aici poze. Foarte frumos. Și urcăm și mai sus. Cam mai sus? Sus? Da. Ne îndreptăm spre mașină, gata cu plimbarea noastră de seară. Ne îndreptăm spre casă, deoarece ne mănâncă țânțarii.